Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș a confirmat infectarea cu SARS-CoV-2 a două cadre didactice și a doi elevi de la școala gimnazială Lucian Blaga, Baia Mare. Se efectuează ancheta epidemiologică și au fost dispuse măsurile specifice de protecție a personalului angajat și a elevilor. S-a procedat la dezinfecția unității de învățământ. Cursurile la unitatea de învățământ sunt suspendate pentru o perioadă de 14 zile și se vor desfășura exclusiv online. În total sunt 5 persoane confirmate la școala gimnazială Lucian Blaga Baia Mare, două cadre didactice și trei elevi. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență reiterează solicitarea către cetățeni de a respecta măsurile stabilite de autorități în perioada stării de alertă, normele stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică și Direcția de Sănătate Publică Maramureș pentru a preveni și limita infecția cu SARS-CoV-2 la nivelul județului nostru.